Domnule agent șef Mecea Marius, pentru curajul de care a dat dovadă în data de 1 ianuarie 2012 în acțiunea de salvare a unei vieți omenești. Mulțumesc recunoștința și pentru o recompensă materială pentru efortul și curajul făcut. O viață salvată, sigur, nu se poate măsura în bani, dar am considerat că o asemenea atitudine trebuie promovată, pentru că agentul Mecea Marius devine un model, un model pozitiv pentru toți. Mecea Marius, felicit conducerea Poliției Naționale pe doamna inspector care este alături de noi, felicit pe toți cei care sunteți astăzi alături de noi la acest eveniment important al municipiului Dej. Cum am spus, ne bucurăm să avem cât mai multe modele de acest fel în municipiul nostru. Deci, în calitate de primar, am luat legătura cu conducerea spitalului. Adolescenta este acum în afara oricărui pericol. Peste câteva zile va fi externată și cu siguranță împreună cu medicii, împreună cu familia, împreună cu școala, împreună cu instituția primăriei, vom avea grijă de această tânără. Mulțumesc domnului primar, domnilor din funcțiile de conducere a primăriei, comenzii unității și colegilor mei care au ținut să participe la acest eveniment cu final fericit. Nu doresc decât să îmi exprim cu această ocazie doar o umilă părere. Nu consider că ceea ce s-a făcut la acel moment ar fi fost un act atât de eroic. Cred că oricare dintre colegii mei care sunt aici la prezență ar fi făcut la fel. Avem chiar un exemplu, colegul meu, Matei, a procedat la fel mai de în urmă cu ceva ani. A mai scos o persoană din Sormeș. Ideea că nu a fost mediatizat. Și mai sunt și alți colegi care au participat, au salvat în diferite feluri persoane, vieți, bunuri sau alte lucruri. I-am făcut doar datoria. Vă mulțumim pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și dorim ca anul care începe abia acum să fie un an mult mai bun și mai pozitiv. Nu am niciun cuvânt de spus în legătură cu fapta colegului meu, pentru că la noi faptele vorbesc. Și fapta colegului meu a vorbit de această dată și ne reprezintă pe noi toți. Ați fost premiat de către primărie. V-ați așteptat la asta? M-am așteptat, pentru că autoritățile locale și-au exprimat dorința să își exprime într-un fel recunoștința față de respectivul gest. Nu m-am așteptat la așa amploare din partea autorităților. Cu ocazia asta le și mulțumesc. Vă considerați erou? Am mai spus-o. Eroii sunt la loc de cinste. Sunt un om obișnuit, nu s-a schimbat nimic, sunt același om, același o să rămân. La locul de muncă ați fost de când s-a întâmplat? Am avut 2 zile libere potrivit planificărilor, urmează să merg la serviciu. Dar v-ați întâlnit cu colegii? Da, bineînțeles. Ce v-au spus? M-au felicitat? M-au felicitat, bineînțeles, cu toții. Ați primit telefoane din partea șefilor de la centru? Da, da, evident. Cine? Absolut de la toate nivelele. V-au sunat și din minister? Da. Dacă ar fi să vă treziți încă o dată în această situație, ați proceda la fel? Cred că da. Cred că și dumneavoastră și oricare dintre oameni care văd o viață în pericol ar trebui să facă asta. Cu fata pe care ați salvat-o, ați mai păstrat legătura?
Nu, nu am păstrat legătura. Deci am așteptat ca ea să facă pasul. Și v-a contactat nici familia? Nu, momentan nu. Ați mai fost într-o situație asemănătoare? Ne puteți spune despre asta? Când ați mai salvat o viață? Da, este o ispravă mai veche. Mă rog, n-a fost atât de mult mediatizată. Împreună cu agentul șef Petrean Cornel, în urmă cu ceva ani, un tânăr, se pare că tot pe baza unei deceții în dragoste, s-a autoincendiat în fața ușii iubite, undeva în cartierul, nu mai amintesc exact anii. Și ce ați făcut în momentul ăla? A acționat totul așa, instinctual, împreună cu colegul meu. L-am stins și i-am ajutat pe colegii, pe paramedici, să-l ducă. L-au transportat cu un elicopter de pe stadionul municipal la București. Vă mai aduceți aminte, a scăpat băiatul? Din câte am înțeles, da. Ați mai vorbit cu el după aceea? Nu. Nu v-a contactat? Nu. Am mânat astăzi diploma de onoare și recunoștință față de agentul Mecea Marius pentru actul de curaj care l-a făcut în seara dintre ani, în noaptea dintre ani, în dimineața zilei de 1 ianuarie 2012, salvând o viață de om. Acest lucru n-a putut fi trecut de autoritatea publică locală, de primar, și astăzi am mânat acea diplomă și o recunoștință materială. Recunoștința materială nu acoperă gestul dânsului, pentru că am încercat să sensibilizăm această persoană, să sensibilizăm opinia publică prin faptul că aceste modele pozitive trebuie încurajate la nivel local și la nivel național. Sunt prea multe modele negative și noi dorim de acum, și avem datoria asta morală și noi, autoritățile publice locale și presa, să scoatem în evidență modelele pozitive. În același timp am fost și m-am interesat de sănătatea adolescentei la Spitalul Municipal, am discutat cu conducerea spitalului, cu părinții, cu tânăra elevă de la Liceul Industrial din municipiul nostru și mi-au dat asigurare atât părinții cât și conducerea spitalului că lucrurile sunt sub control, iar noi împreună cu profesorii o să facem front comun pentru a aduce pe drumul cel bun această tânără.